Sunt alunii de un nou episod din Minecraft Pocket Edition, o viață nouă. Dacă aș face așa un mic calcul, ar veni ar veni o viață nouă în Minecraft. Bună ziua, gardian! Ce faci, mai? Ui! Hei, am omorât gardianul! Poliția, te trecem în altă celulă. După cum vedeți, am fost mutat în altă celulă de boschetari. Și asta e soarta. Bă, măcar am și poate cel mai fraier trebuie să stea jos. Adică, nu zic că eu sunt un fraier, dar zic și așa, eu sunt acela, pentru că aici stau cei mai proști. Să le miroasă bășinile celor mai mari. Și da. Dar eu am ascuns ceva. Am niște materiale. Bă, dacă o să mă râzi ceva, o să vă mor. Și că m-am pis pe foaie. Și să zicem că stau pe un telefon. Alo? Bună ziua. Bună ziua. Suntem de la recepție. Da? Care e problema? O să vii să faci o fontană arteziană. O să ai echipament de muncă tot. Bine, domnule. Te aștept. Bye. Bă, și din păcate, vezi că trebuie să plecăm la muncă. Dar nu e nevoie, ca și eu material. Acum fugim din celula asta de anticapație. Bun. Acum trebuie să ieșim afară. Ce gardin tâmpiți. Eu uite, băi, bă, strictă pază, nu? Bă, nu ai șansă să fugi de aici. Bun, domnule, deci, ca să intre frumos în decor, o să faci de aici.
Doamnele Bogdan, domnule, vă rugăm să lăsați toate materialele în cutielor. Da, domnule, desigur. Ce prostări. Gata, vă mulțumesc. Cum intrați în celulă? Și ajungem în celulă ca în